La sfârșitul fiecărui an, Fundația Medis din Câmpina organizează Balul Halatelor Albe, un eveniment care reunește cadrele medicale din Prahova și nu numai. Deja devenit tradiție, Balul Halatelor Albe s-a dezvoltat de la an la an, astfel încât de la ediția trecută și copiii cadrelor medicale au parte de Balul Hălățelelor. Ca să nu ne încurcăm, să ținem minte ușor pentru la anul, pot să vă spun doar atât. Rețineți 12 de 3 ori. La anul va fi în 12 a 12-a, a 12-a ediție a Balului Halatelor Albe. Așa că acum este abia 11-a, dar totodată este și a doua ediție a Balului Hălățelelor Albe, bal care, vă spun eu, va dăinui mai mult decât al halatelor adulte. Credeți dumneavoastră că prichindeii care sunt în această seară vor urma o carieră medicală? Dacă dumneavoastră îi veți vrăji, sigur o să vor începăți de halatele albe. Noi încercăm doar să le dăm un exemplu atât la muncă cât și la distracție. Știu că de fiecare dată vin cu mare, mare, mare plăcere și chiar a prins. Deci nu se poate decembrie fără Balul Halatelor Albe. Este deja un brand. Mă bucur foarte mult. Și îi doresc doctorului Tiu tot așa să o țină. Este un eveniment unde ne unește, ne mai întâlnim, socializăm și intrăm cumva în spiritul sărbătorilor. Vă doresc la toți toate cele bune, un an cu sănătate și să ne întâlnim de fiecare dată tot așa, cu zâmbetul pe buze și fericiți. În cadrul evenimentului a fost prezent și deputatul Virgil Guran. Acesta a vorbit despre importanța sistemului medical. Nici nu mai trebuie să vorbesc de importanță, pentru că toți am avut probleme medicale, toți avem familie, avem copii și a trebuit să apelăm la medici. Eu sper să reușească această reformă a sănătății, pentru că altfel vom avea mari probleme în România. Cred că vom reuși până la urmă și s-a văzut, spitalul din Câmpina și-a schimbat fața datorită managementului nou. Iar astfel de reuniuni sunt foarte importante pentru că oamenii socializează și încep să înțeleagă mai bine, să devină o familie, să existe un schimb de experiență și lucrul acesta nu poate să ducă decât la bine. Toți participanții s-au distrat pe cinste la Balul Halatelor Albe, iar medicul chirurg Călin Tiu a fost, ca de obicei, sarea și piperul evenimentului. Domnule doctor, mai am o întrebare pentru dumneavoastră, pentru că sunt vrăjitoarea cearea și nu am ce face. Ce este halatul? Vrăjitoarea cearea. Sunt deja vrăjit și în seara asta halatul este gratis. Fundația Medis Camp promite că anul următor evenimentul să fie și mai reușit decât anul acesta.